Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a centralizat rezultatele finale ale absolvenților clasei a 8-a obținute în urma susținerii examenului de evaluare națională, sesiunea 2-27 iunie 2020. Conform datelor obținute în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 este de 68,84%, ceea ce înseamnă o creștere a acestui număr față de rezultatele inițiale. A crescut de asemenea și numărul candidaților cu media generală 10, de la 6 inițial la 7 după contestații. Care sunt rezultatele în urma contestațiilor? S-a modificat procentul de promovabilitate? Procentul de promovabilitate a crescut de la 68,60% la 68,84% în urma rezultatelor centralizate după contestații. La limba română avem 25 de candidați cu note de 10, la matematică 18 candidați, iar numărul candidaților cu media 10 a crescut de la 6 la 7. În ceea ce privește unitățile cu 100% promovabilitate, menționăm aici Colegiul Național Neagoe Basara, Școala Gimnazială Alexandru Blahuță Oltenița, Școala Gimnazială numărul 1 Ștefan Vodă, Școala Gimnazială numărul 2 Dormărunt și Școala Gimnazială numărul 3 Chirnoci. Un procent foarte bun de promovabilitate l-a înregistrat și Liceul Teoretic Mihai Eminescu, de asemenea Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu și Școala Gimnazială numărul 1 Lehliu Gar. Când se pot completa opțiunile? Perioada de completare a opțiunilor în fișele de înscriere este 2-6 iulie, iar repartizarea computerizată în data de 10 iulie. Despre sesiunea specială, ce ne puteți spune? Suntem în plină etapă specială acum, astăzi este proba de limba română. Avem 3 centre de examen, s-au scris 4 candidați, 3 dintre aceștia susțin astăzi proba de limba și literatura română și 4 mâine proba de matematică. Rezultatele vor fi afișate joi 2 iulie, iar rezultatele finale pe 4 iulie.